Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom vorbi puțin despre dreptul Divin la viață. Dreptul Divin la viață, adică durata vieții noastre, poate fi crescut dacă avem aur spiritual și îl dăm Divinității la schimb, cerând să ne, dea, să ne crească dreptul Divin la viață. Aurul spiritual poate se face prin orice faptă bună, rugăciune, iniție reiki sau, mă rog, alte sisteme energetice, poz negru, liturghii, da de pomană, ajutat pe cineva și multe, multe alte fapte bune. Odată ce ai reușit să screști acest drept divin la viață, poți să cere o misiune personală. Dacă ai muncit toată viața și vrei pur și simplu să te odihnești la bătrânețe, fără să ceri misiuni personale noi, există totuși niște condiții ca să putem să ne creștem dreptul divin la viață. Să fim treziți, spirituali. EBF-ul, adică energia benefică fundamentală, Trebuie să fie cel puțin de 80. Asta înseamnă, dragii mei, că trebuie să ne fi plătit mare parte, măcar 90% din karma noastră personală și acea karmă de neam. Un EBF de 80 înseamnă deja că am învățat să iubim, să iertăm, nu mai avem acel orgoliu exagerat. Cunoaștem deja legea oglinzii și știm că relațiile pe care le avem, și eu știu, realitatea din jurul nostru spune ceva despre noi. Am dobândit atunci acel autocontrol emoțional și evenimente exterioare. Comportamentele și emoțiile celorlalți nu mai reușesc să ne scoată din starea noastră de zen. Trăim în prezent și nu ne lăsăm speriați de viitor sau nu avem regrete. Ne iertări față de trecut. Scurs, spus. Am devenit mai înțelepți. Dacă înțelegem că viața nu este întâmplătoare, dacă preluăm frâiele vieții noastre și evoluăm din punct de vedere spiritual, atunci poate că nici moartea nu va fi întâmplătoare. Poate că vom primi dreptul divin ca pentru câțiva ani să amânăm moartea. Sau poate vom primi dreptul divin la o moarte lină, în pace, înconjurați de cei dragi. Viața este frumoasă, interesantă și trebuie să profităm de ea ca o ocazie de a ne uni cu Dumnezeu. Dacă noi suntem atenți și la starea, Noastră emoțională, care determină oamenii să spună anumite lucruri, nu doar la cuvintele propriu-zise, putem răspunde mai ușor dintr-un spațiu al echilibrului la ceea ce spun acei oameni. Dacă ascultăm doar cuvintele și tonul lor, este ușor să ne lăsăm afectați, să ne supărăm, să ne înfuriem, să fim indignați, tulburați și să răspundem la. La modul dezechilibrat. Și eu sunt om. Și eu mă surprind uneori reacționând dezechilibrată. Iar când conștientizez asta, mă opresc, respir profund și revin atunci la o stare de echilibru. Și pot spune acum că conștientizez rapid. Când am impulsul acela de a reacționa dezechilibrat și mă opresc imediat. Cei mai mulți oameni nu realizează că și-au pierdut cumpătul. Nu sunt conștienți că au reacționat dezechilibrat. Li se pare că era ceva, eu știu, normal să se comporte așa. Nu dau nicio atenție la modul în care au reacționat. Dragii mei, și nu e vina nimănui, pentru că noi am fost învățați cu lucruri uh, elementare ce țin de, uh, de sănătatea noastră emoțională, care influențează starea noastră de bine. De aceea, observăm atât de multă dramă în jurul nostru, uh, atâtea reacții extreme. Cel mai probabil dacă tu ești un om care și-a făcut munca interioară, care a lucrat cu emoțiile sale, în general, nu ai de-a face cu oameni care fac o dramă din orice și care reacționează dezechilibrat, pentru că în anturajul tău nu mai sunt astfel, astfel de persoane. Însă, în următoarele circa două luni, în care are loc acea curățare energetică masivă la nivelul umanității, o să vezi peste tot în jurul tău, dramă și reacții explosive, ca atare, fii atent la acea parte din tine care se simte. Oripilată, îngrozită, copleșită de această energie de vibrație joasă din jurul tău. Dragii mei, dacă eu, dacă eu mă simt oripilat, îngrozit sau copleșit de ceea ce se întâmplă în jurul meu, am un singur lucru de făcut, să am grijă de mine. Ia o pauză atunci de la tot și de la toate. Uh, și fac ce consider potrivit uh, că este vorba de mine. Stau de vorbă cu un prieten care are o vibrație înaltă, fac o ședință de terapie energetică, scriu un jurnal sau meditez. Fiecare știe ce anume îl ajute să se echilibreze. Acestea au fost informațiile despre dreptul nostru divin la viață. Miau la revedere de la voi ca întotdeauna. Vă iubesc și vă îmbrățișez cu drag. Mă găsiți pe acest canal de YouTube pe blogurile mele spirituale, Reiki Usui, terapii spirituale și inițieri, mesaje dincolo de viață și un blog, în general, despre viață. Bineînțeles, pe pagina mea de Facebook cu numele de Gabriela Ilinca, iar cei care vreți să mă contactați pe e-mailul meu cu litere mici gabi.gabriela58 aronyahoo.com Închei cu fraza mea magică, care nu renunț la ea, și vă transmit din suflet lumină și iubire. Vă iubesc, dragii mei!